Deci, întrebarea dumneavoastră, dacă ar fi să o raportăm la tema noastră de astăzi, răspunsul și are. Lipsa fricii de Dumnezeu și lipsa conștiinței din om îl împinge pe om spre a lucra monstruozități. Și am să vă dau un răspuns simplu, dar nu neapărat ca efect sau ca eficiență, ci ca explicație normală. Un tânăr sau o tânără, noi știm că își începe viața trupească în momentul în care se maturizează trupește și biologic. Adică fata ajunge la o vârstă în care trupul ei cere această mișcare a trupului hormonii și bărbatul la fel. Ei, în momentul în care educația familială, și aici pot să spun că sunt total împotriva unui lucru pe care ar putea să-l facă societatea prin protecția socială și prin puterea juridică pe care o are să existe la școală, chiar dacă uneori s-a înțeles greșit acest lucru, eu consider că de la clasa a 9-a sau a 10-a înainte ar trebui să existe un manual de educație trupească, adică un manual de educație sexuală, nu în modul de a-l învăța pe tânăr păcatul, ci de a pune amprenta și punctul pe efectele păcatului, început la vârste fragile și tinere, și o educație sexuală în care tinerii să învețe ce valoare fundamentală are pentru familie păstrarea fecioriei sau înfrânarea aceasta trupească. Din punct de vedere biologic, s-a explicat și s-a demonstrat, și americanii au făcut nenumărate studii, pentru că ei sunt cei mai necăzuți decât toți, și când spun lucrul acesta, vă spun că în America viața sexuală începe la 14-15 ani, deci mai precoce ca la noi, în popoarele europene, și am să vă explic că au investit milioane de dolari în a demonstra tinerilor cât de importantă este începerea unei vieți ordonate sexuale sau unei prietenii la vârste, dacă vreți, mature sau la vârste normale și nu adolescentine sau, dacă vreți, chiar a tinereții precoce. Din ce cauză? Consumul abuziv de contraceptive produce cancerul de sân și cancerul de uter. Ați văzut câte mame s-au nenorocit, cu toate că au născut copii, cu toate că au un bărbat lângă ele, că așa se spune, dacă mergi la medic și ești tânără, spune, domnișoară, caută-ți un partener. Nu e o explicație. Deci aceasta nu justifică nimic. Tânărul, dacă se duce la medic cu o problemă sau o disfuncție, ei, tinere, trebuie să-ți cauți o parteneră. Nu e o explicație. E doar o părere de moment. E doar o părere a societății. Consumul abuziv de narcotice, adică țigara, consum abuziv de droguri, consum abuziv de băutură, consum abuziv de euri, ca să le spunem în termeni aceștia, cum spune toată lumea modernă. Deci toate aceste chimicale au un efect nociv asupra organismului. De aceea în America se fac mari pași și se luptă extraordinar prin sume uriașe să se demonstreze câtă valoare are asupra organismului uman și a sănătății umane abținerea de la aceste păcate sexuale, deci făcute inoportun și negândit la întâmplare, vreau să mă simt bine, vreau plăcere, vreau senzație și atâta tot, și cât de importantă este alimentarea rațională, naturală, dacă noi vorbim acum de remedii naturiste, totul este un remediu naturist. Și apa pe care o bem din țeava de la robinet nu mai este naturistă, pentru că ea trece prin filtre de curățare și asupra ei se acționează chimic. Deci aceea nu mai este apă naturală. De aia astăzi se pune mai mult accent pe robinet decât pe fântână. Ei, acea fântână de la țară care era săpată și sfințită și se punea în ea un bulgăre de var și o mână de sare, că așa știa țăranul că trebuie dezinfectată, era exact apa cu care n-a murit nimeni niciodată. Și ne-am spălat și copiii și ne-am adăpat și dobitoacele și am trăit și noi ani mulți și fericiți. Un alt lucru.
S-a demonstrat categoric că începerea vieții sexuale la o vârstă precoce duce la disfuncții trupești totale. Mă întrebam într-o zi, mi s-a pus o întrebare de o studentă de la medicină, de ce sunt așa de frecvente și de dese cazurile de femei care nu mai pot zămisli. Și le-am explicat, este o pedeapsă lui Dumnezeu modernă pentru tinerele mame care se chinuie și costisesc bani grei. Deci am înțeles că numai o simplă fertilizare in vitro este în jurul lui 4.000 de euro. Deci vă dați seama câtă valoare pentru un om simplu sau un om doritor de prunci. Și dacă aceasta nu iese din prima sau din a doua încercare, se merge până la a treia încercare și așa mai departe. Tratamente scumpe, tratamente de hormonizare, de reglare a organismului, de viabilitatea ovulei, de disfuncțiile ovarelor, de disfuncțiile trompelor uterine. Deci toate acestea vin ca un conglomerat sau, dacă vreți, vin ca o palmă, deci ca o palmă acestui dezmăț sexual. Deci acest dezmăț sexual este pedepsit de Dumnezeu prin nenașterea de prunci. Dacă în taina cununiei, când se căsătoreau doi tineri, spunea să fii binecuvântat ca Avram și ca Sara și ca Iacov și ca Rahela și ca Asineta și ca Moise și ca Semfora și ca Zaharia și ca Elisabeta și ca Iachim și ca Ana, ei, iată de data aceasta, această binecuvântare se ridică și nu mai rămâne asupra noastră. Deci femeia rămâne o simplă marfă sterilă în fața societății, o marfă de consum, ieftină și consumabilă, fără parametri. Eu le spun tinerilor fete un cuvânt greu și ele se supără. Poate ar fi cazul să te vinzi mai scump. Și ea zice, dar de ce îmi spuneți vorba asta? Dacă crezi că e corect în fața unei tinere să-și dea pantalonii jos în fața oricărui natărău, caută un băiat elevat, un băiat educat, ca să ai un viitor cu el, așa, din întâmplare, doar să te afli de dragul de afacere, de a avea raporturi sexuale. Părinte, așa e modern. Ei, vedeți, răspunsul ne-l dă tot ei. Așa e modern. Deci, din modern lipsește Dumnezeu. Și așa se explică, că o lovitură spirituală de genul ăsta, am primit eu personal când odată spovedeam o fetiță de 14 ani jumate și în calitate de duhovnic, una din abilitățile duhovnicului este să nu stârnească curiozitatea penitentului. Și am întrebat, asculți de mama, te rogi, te închini, postești, ești cu minte, nu mergi la discotecă? Am zis, dacă postești 3 zile, poți să vii să te împărtășești. La care ea îmi spune, zice, părinte, nu vă uitați la mine că sunt așa tinerică și am doar 14 ani jumate. Acum lăsați-mă să vă spun păcatele. Eu, deja cu prietenul meu, am făcut 2 avorturi la vârsta aceasta și am deja 6 luni de când port sterilet. Deci mi se pare normal și firesc că dacă la 13 ani i-a venit ciclu menstrual, până în 14 ani să fi făcut un avort sau 2, că nu-i greu de făcut o întrerupere și mai prematură și mai în prima lună sau a doua, nu contează momentul propice. E un suflet omorât pentru că Hristos stă în inima acelui zigot, acelei zămisliri vii și era firesc să spună sterilet. Și mi-am și explicat, uite că totuși conștiința a făcut-o să-și dea seama că este într-o abatere gravă și ce a zis, mai pun sterilet ca să pot păcătui. Chiar dacă steriletul nu înseamnă avort, dar înaintea lui Dumnezeu înseamnă tot contracepție, deci tot un păcat, deci tot un săvârșeau fără de lege. Dar și-a dat seama deja și i-am spus, ai făcut păcate pe care deja nu le fac femeile căsătorite. Și a spus, părinte, asta e viața, așa e modern, acesta e răspunsul. Deci așa este modern, deci lipsa prezenței lui Dumnezeu, lipsa fricii de Dumnezeu, lipsa unui duhovnic, lipsa chiar și a unui preot de parohie, pentru că nici el nu te-a învățat vreodată de rău. Și preotul de parohie este și el cu acea calitate de duhovnic prin hirotesie și are același rol fundamental de a-și călăuzi pe păstoriții săi spre o direcție bună. Ei, și așa se explică că România în 18 ani de la Revoluție deja a atins suma de 20 milioane de avorturi. Deci încă o dată populația României.
și se duc cu nonșalanță, vă spun tot eu de ce. Pentru că cartea de biologie, cărțile de educație sexuală trupească, cursurile științifice și așa mai departe, demonstrează că omul prin liberul lui arbitru poate să facă orice, că nu-i păcat. Deci îmi spunea odată o tânără, și ce îmi interesează pe Dumnezeu că eu mă iubesc? Ce, el cu ce mă poate ajuta în situația asta? Și i-am spus, bănuiesc că n-ai vrea să te iubească și el ca și prietenul tău, el te poate iubi într-un singur fel. Nu te-a pedepsit, nu te-a lăsat fără vedere, nu te-a paralizat, nu ți-a luat ochii, mâinile, picioarele, nu ți-a luat mintea. I-am spus, dacă vrei să vezi într-adevăr un om neiubit de Dumnezeu, du-te într-un spital de psihiatrie, du-te într-un cămin de dezabilități mentale, du-te la cei malformați sau, cum se spune, handicapați și ai să vezi acolo ce înseamnă lipsa dragostei lui Dumnezeu. Și a spus, da, dar eu sunt sănătoasă și datorită cui fapt? Datorită cărui fapt? Cine te-a făcut sănătoasă? Datorită cărui lucru tu existi, nu lui Dumnezeu care te-a creat? Și a spus, da, părinte, dar poate mai la bătrânețe. Deocamdată nu pot, pentru că prietenul meu sub nicio formă nu acceptă să stăm în abstinență. Ăsta e termenul care îl folosesc ei. Nu există abstinență la tine, zice. Și dacă te observă că vorbești despre acest lucru, imediat îți face papucii. Și atunci am spus, bine, și dacă vei avea 20 de prieteni, te vei culca cu toți 20 și la al 30-lea sau al 40-lea te vei căsători și vei fi cu noiul celui din urmă în favoarea măgarilor celor din tâi, asta nu contează. Totul este să fii fidelă celui care te-ai promis. Adică dacă astăzi sunt un an cu el, sunt fidel în lui, dacă mâine sunt în alt an cu altul, sunt fidel în celălalt. Deci mentalitatea morală sau mentalitatea despre familie sau despre feciorie, deci cred că aici ar trebui să lucre mai mult biserica la capitolul acesta și de aceea religia în școală are un rol fundamental, dar nu neapărat programa analitică a școlii, și eu cred că profesorii de religie sau chiar Institutul de Educație a Învățământului General din țară, deci Ministerul Educației, ar trebui să scoată aceste broșuri în favoarea tinerilor, să le arate ce înseamnă aceste lucruri. Pentru că au fost femei care în urma unui chirotaj n-au mai zămislit niciodată, au fost femei care în urma chirotajilor s-au umplut de cancere, au fost femei care în urma acestor mulțimi de avorturi chiar s-au debilizat mental. Deci am întâlnit și acest caz. Am două sau trei persoane. Au apărut, eu am făcut 30 de avorturi, pe mine m-a pedepsit Dumnezeu, de azi nebună și stau la socola. Măi, taci din gură, e păcatul tău. Nu, 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 trebuie să-ți spun cu glas tare ca să mă ierte Dumnezeu. Asta e părerea lui săracul, dar el rămâne afectat și traumatizat pentru totdeauna. Deci aceasta este esența păcatului în păcatul avortului. Nu că ai ucis un suflet,